venit în lumea lui Marie Cris și pe vlogul meu. Iată-ne, așa cum v-am promis, făcând o rețetă împreună, o rețetă pe care o găsim, este internațională, o găsim în toată lumea și pe lângă vlogul de pictură pe care eu o să-l am și o să-l postez o dată pe săptămână, sper din toată inima, o să gătim împreună rețete italienești, văzută din prisma mea, o româncă care sunt aici de 15 ani. Aceste rețete eu le-am tradus, le-am făcut o parte, o parte urmează să le fac și de ce să nu le facem împreună? Ce ziceți? Eu sunt Mariana Cristina Pădureț și locuiesc în Italia de 15 ani, timp în care am avut timp să cunosc și să ador bucătăria italiană și cea mediteraneană în special. Eu locuind într-o insulă pe malul, aproape lângă malul mării, la 10 minute de malul mării. Eu o să vă las și rețeta în descriere. Eventual o să o vedeți și pe cea pe care am scris-o eu, procedeul urmând să vi-l arăt pas cu pas. Sunt foarte simple de făcut aceste gogoși sau donuts sau ciambele, în limba italiană ciambele se cheamă. Am și dispozitiv și o să vi-l arăt imediat. Rețeta mea este cea mai simplă. Nu are ouă, nu are unt și nu are cartofi fierți. Nu conțin aceste ingrediente care adaugă colesterol și, mă rog, rețeta mea este simplă, de aceea vreau să vă arăt și vouă. Pe lângă asta am și acest dispozitiv, ia uitați! Vedeți? Dispozitiv pentru făcut donuts. Ia uitați aici. Super! Astea fiind zise, să trecem la treabă. Iaurt. Eu am ales iaurt grecesc. O să ne trebuiască doar un pahar. Zahăr, făină și făină Manitoba. Deci sunt două tipuri de făină aici, este acea albă simplă, aici este scris făină din grano tenero, aceasta este făina albă 00, cea normală, și făină Manitoba, care la noi aici se găsește, nu știu în România dacă o găsiți, dar o găsiți sigur la supermercate italienești, supermarketuri, scuzați. Aici avem drojdia uscată, un pliculeț de zahăr vanilat, lămâie rasă, coaja de lămâie. Am uitat să mai menționez de ulei și de 120 de grame de lapte. Ulei 80 de grame, care se adaugă la rețeta noastră. Și acum începem. Aici avem făina, 600 de grame, 2 linguri de zahăr și cu drojdia. Și amestecăm. Da? Amestecăm. Acestea sunt ingredientele uscate. Aici într-un castron. Alăturat vom face, alăturat în acest castron, vom pune ingredientele lichide. În acest bol am pus 120 de ml de lapte, 80 de ml de ulei și zahăr 120 de grame. Amestecăm, punem vanilina, așa, vanilina, un pliculeț de vanilie. Aceasta este vanilina Pane Angelii,
Cea pe care o folosesc eu este o aromă pentru dulciuri, pentru dulciuri cu făină, creme, budinci și smântână. Și frișcă, pardon. Pana înseamnă frișcă, dar mai înseamnă și smântână în italiană. Acum punem și coaja de lămâie rasă, o punem pe toată, perfect, amestecăm și aceasta este compoziția noastră lichidă, să spunem așa, între ghilimele, pe care o vom uni cu cea solidă. Adică presărăm, luăm făină de aici, așa, un picuț, și o adăugăm aici. Amestecăm. Bineînțeles că va deveni din ce în ce mai groasă, trebuie să o amestecăm cu mâinile. O să mă opresc aici de filmat, o să continui eu și o să vă arăt rezultatul final. Acesta este rezultatul nostru final, după cum vedeți. Așa, este o cocă relativ moale. Eu am mai adăugat făină pentru că era atât de moale și de lipicios, a trebuit să mai adaug făină. Acoperim cu o folie și îl lăsăm la dospit cel puțin o oră jumate, dacă nu 2 ore. Trebuie să-și dubleze volumul, să fie până aici să ajungă. Să vedem! După ce au trecut multe ore, nu doar o oră jumătate sau 2, făcând-o seara, acest aluat, făcându-l seara, l-am lăsat toată noaptea la dospit și acum vă arăt rezultatul. Iată! A crescut, vedeți, până la bord, până sus. Vă amintiți cum era înainte? Am uitat să vă spun că în aluat am făcut și o cruce. Apoi l-am acoperit. Aici este acoperit cu o folie. Așa, luăm folia. Transferăm aluatul pe planul nostru de lucru din lemn. Vedeți, este o platformă de lemn. Așa, aici este făcălețul. O să presărăm făina noastră și începem să o întindem. Așa, voiam să vă povestesc o chestie și anume acest aluat de gogoș este cel mai banal. După cum v-am spus, fac și americanii donuts, facem și noi românii gogoșile, fac și italianii ciambelele lor. Eu, după toată experiența de ani de zile în care am adunat rețete, am probat o serie de rețete, zeci, zeci de rețete, am ajuns la această concluzie. Și am preferat această rețetă, fiind mai simplă. Deci, după cum v-am spus, nu punem trei ingrediente, adică ouă, unt și cartofi fierți. În sfârșit, așa, am scos coca noastră. Acum se frământă, se întinde. Apoi o să revin când o să fac totul și o să continui cu povestirea. De ce am ales această... Așa, aici le-am decupat gogoșile noastre. Așa, aici separat am pregătit hârtie de copt, pătrățele. Sau aproximativ pătrățele, sunt cam dreptunghiuri acestea pe ca să încapă aici în tava mea. Ok, vedeți? Fiecare gogoașă o să o punem pe o hârtie de copt. O să vedeți. Ca să ne ajute la frigere. Și așa putem să... O secundă. Perfect. Haide, Bela, intră. Bela mea era afară, se juca. A, așa, stați cu minți, jucați-vă. Ok. Deci, luăm gogoașa noastră și o plasăm aici. Haide să luăm toată coca aceasta în exces, să o îndepărtăm și așa putem să lucrăm mai bine, mai ușor. A, așa, va veni refolosită, va fi refolosită. Fac cu o mână, deci de aceea sunt așa de stângace, făcând doar cu o singură rețeta. Să vedem câte mi-au ieșit mie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Plus, v-am spus că am mai pus făină. De aceea, eu am mai adăugat multă făină pentru că aluatul meu a fost lipicios, pentru că am pus mai mult iaurt decât trebuie. Eu am specificat în rețetă doar 2 linguri. Rețeta spune
un borcanel de iaurt. Nu precizează cantitatea de borcanel. Sunt și mai mici și mai mari și depinde, de la 50 de grame la 100, 150, 200. Aici în Italia avem multe variante. Și am pus acela care nu este mic, este mai mare. Eu am specificat în rețeta mea pe care vă dau vouă că trebuie doar două linguri de iaurt. Dacă după aia devine foarte lipicioasă și subțire coca și trebuie să adăugați multă făină. Iată gogoșile noastre crescute. Așa. Mai avem și aici cealaltă tavă, care a stat din nou la dospit. Pardon. Cred că s-au lipit. Mergem să plângem. Ați văzut cu tot cu hârtie, hârtia de copt. Și peste 2 minute extragem hârtia de copt. O să vedeți scris chiar și pe rețeta care o să o pun partea a doua a rețetei, o să o vedeți. Extragem hârtia de copt. Am extras hârtia și le-am întors. Le mai lăsăm câteva minute și pe această parte, după care din nou le învârtim să se coacă uniform și în interior. Ele s-au umflat, după cum se vede. Ok. Le-am întors din nou. Se rumenesc foarte bine. Se vede că sunt egale. Asta este avantajul gogoșilor făcute cu dispozitiv special. Ele iasă uniforme. Ok. Și iată ne ajungi aproape la final. Iată ce urmă. Da, aici sunt 200 de grame ciocolată în care vom pune, cred că este gata, opresc. Apa fierbe aici. După cum vedeți, am pus-o la bagnomaria, cum se zice, bagnomarie. Înseamnă un vas cu apă în care am pus alt vas și ciocolata, da? Amestecăm bine, bine, că mai simt grămăjoare de ciocolată netopită. Ok. Aici avem partea a doua a rețetei. Ceea ce am făcut ultima oară, ceea ce ați văzut și v-am arătat că am făcut ultima oară. Așa. Aici avem confeti colorate. Aici ne pregătim să uitați ce dispozitiv am pentru a prinde gogoașa, da? Și să putem să o cufundăm în ciocolată topită până la jumătate. Scurgem. Cred că am pus cam multă, vedeți? Donuts. Ok. Și vom pune deasupra aceste confeti colorate. Trebuie să las telefonul ca să pot să pun. Vă arăt rezultatul final.